După desfășurarea probei scrise a concursului organizat de Casa Națională de Sănătate pentru ocuparea posturilor vacante de președinți, directorii generale ai caselor județene de sănătate, a mai rămas un singur candidat în cursa pentru șefia C.A.S. Sălaj. Vineri seara, Casa Națională de Sănătate Sălaj a publicat rezultatele probei scrise a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de precedinți director general ai caselor județene de sănătate. La nivelul județului Sălaj a fost admis unul dintre cei doi candidați, respectiv actualul director interimar, doctor farmacist Olga Stana. Precizăm că Olga Stana a fost declarată admisă cu un punctaj de 80 de puncte, rezultatul obținut fiind printre primele 10 rezultate înregistrate la nivel național. Contra candidatul său, Dumitru Crișan, a fost declarat respins, obținând doar 29 de puncte, care se al doilea cel mai slab punctaj obținut la nivel național. Precizăm că cel mai slab rezultat a fost de 27 de puncte obținut de candidata pentru conducerea Casei Județene de Sănătate Vaslui, Petronela Elaria Hagiu. La celălalt pol, lucrarea candidatei Carmen Eleonora Prodan, unicul concurent pentru conducerea CAS Maramureș, a fost evaluată ca fiind cea mai bună, obținând 86 de puncte. Contactată de reporterul Sălăjanul TV, Olga Stana a declarat că prezentul concurs a fost foarte dificil, cuprinzând atât aspecte legislative cât și un subiect de sinteză. Rezultatele finale vor fi stabilite în urma unui interviu care va avea loc miercuri. În cadrul interviului va fi evaluat planul de management prezentat de concurenți. Singurul candidat pentru conducerea casei județene de sănătate Sălași care va susține această probă este Olga Stana.